Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Știți, deja săptămâna asta în campania Urmează-ți visul am cunoscut-o pe Maia, fetița care iubește animalele și încearcă să ajute cu toate puterile ei câinii abandonați. Bunica ei, Mona Semeniuc, administrează un adăpost pentru câini fără stăpân, Refugiul Maidanezilor, îi spune. Rețineți acest nume, că o să aveți nevoie de el mai încolo. Deci Maia merge mereu acolo ca să dea cu mătura, să spele, să hrănească animalele și de fiecare dată să și alinte un pic câinii abandonați, să se joace cu ei și aceștia să-i ofere cât pot din dragostea lor. Maia are 11 ani și a reușit să-și mobilizeze și colegii de clasă pentru ajutorarea animalelor din adăpost. Pasiunea Maiei și dorința de a ajuta necuvântătoarele ne-au atras atenția, așa că v-am spus povestea ei săptămâna aceasta, iar acum suntem în direct cu Maia și cu bunica ei, Mona Semeniuc. Bună dimineața, domnișoară și doamnă. Și acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Maia, aș vrea să vorbesc cu tine mai întâi. Să spunem ascultătorilor noștri că suntem și live pe Facebook, deci dacă vreți să o vedeți pe cea mai drăguță fetiță care are grijă de căței, puteți intra pe pagina noastră de Facebook și să vedeți ce se întâmplă acolo. Maia, ești într-o sală de clasă, nu? Da. Că ești la școală. Bună dimineața, Maia! Bună dimineața! În ce clasă ești tu acum? În clasa a patra. În clasa a patra. Și de la ce oră te-am învăit, doamna sau domnul? De la prima oră, de la română. Și cum te simți învăit așa? Ești în liber în momentul ăsta? Ce fac colegii tăi? Lucrează și tu te dai la radio, ești vedetă. Ei nu lucrează, ei s-au dus în vestiar. S-au dus în vestiar, am înțeles, să nu intrăm în mai multe detalii până aici. Mulțumim că vorbești cu noi și îți promitem că nu te ținem mult ca să poți să te întorci la oră. Ce mai e pe la adăpost? Ce mai fac căței? Când ai fost ultima dată pe acolo? Duminică. Și ce era pe acolo? Erau niște puiuți de pisică. Așa. Mici, negri. Da. Niște pui un pic mai mari de căței. Da. Era o fată gravidă. Așa, o cățelușă. Da, o cățelușă. Da. Era un câine pe care nu l-am mai văzut de mult și ultima dată când l-am văzut avea o boală și nu putea să alerge și să se miște prea bine, doar că acum ultima dată alerga foarte bine și se mișca. Fusese la doctor? Sau s-a vindecat el? S-a vindecat. Mhm. Mai erau niște căței. Ok. Și ai vreo acolo vreun cățel preferat? Sau vreo cățelușă preferată? Nu, mie îmi plac toți. Îți plac toți, nu? Câți sunt cu totul? Aproximativ 300. Mamă. Dar n-au nume toți, nu? Ba, da, au nume. Au nume toți? Spune-ne niște nume de căței pe care le știi tu acum. Sara, da. Diego. Rocky, okay. Iubita, Maia, cartofi, dar tu dai vreun nume la căței sau cine dă nume, tu sau bunica? Ambele. Aha. Și voluntarii dau nume. Și voluntarii, câți voluntari sunt acolo? Nu foarte mulți. Nu foarte mulți, dar și tu ești voluntar, nu? Practic. Da. Și tu ce nume ai dat la căței? Păi, sincer, nu mai amintesc. Mm-hmm. Dar dintre căței ăștia, mulți, a mai fost adoptat vreunul așa în ultimele zile? Cred că da. Crezi că da, dar nu ești sigură. Da, nu sunt sigură. Mi-a spus bunica că o să fie adoptați niște pui, doar că nu știu dacă i-a mai adoptat. Mm-hmm. De ce crezi că ar avea nevoie cel mai mult căței de la adăpostul bunicii de acolo? De îngrijire, mâncare și apă și de afecțiune. Și să se joace cineva cu ei și să-i scarpine pe burtici, nu? Da. Am înțeles. Tu îi scarpini pe burtică sau nu te lasă bunica? Îi scarpin. Aș vrea să vorbim și cu bunica, doamna Semeniuc. Bună dimineața, doamnă, nu știu dacă ne auziți. Bună dimineața, vă aud bine.
Sunteți acolo. Aveți o mulțime de câini acolo. De ce credeți că abandonează unii oameni animale? În România, din păcate, nu sunt tratați foarte bine. Sunt abandonați pentru că de multe ori își doresc alt câine, pleacă în concedii sau de multe ori sunt bolnavi, nu-și permit tratamentul. De multe ori ni lasă la poartă sau ni leagă de câte un pom în apropiere. Oamenii sunt diferiți. Unii iubesc, alții nu iubesc, unii respectă, alții nu. Cum merge cu adopția? Adică sunt și adoptați sau... Sunt și adoptați. Ați dat la, s-a adoptat vreun cățel săptămâna asta, de exemplu? Nu, acum 2 săptămâni am dat spre adopție 5 puiuți, dar din păcate în Belgia, unde colaborez cu cineva și unde sunt respectați și iubiți. 300 de câini în adăpost, 5 pui adoptați săptămâna trecută. Înțeleg că vă sprijină și câțiva voluntari. Ați avea nevoie de mai mulți? Absolut. Voluntariatul... este, la noi este mai puțin cunoscut, dar din ce în ce mai multă lume se îndreaptă spre așa ceva. Uh-huh. Că faci voluntariat pentru niște căței, pentru niște copilași, este bine oricum. Avem nevoie, sigur că da. O să dăm toate datele. Sau mă rog, o să vă învățăm, prieteni, cum să ajungeți să sprijiniți adăpostul Refugiu Maidaneților imediat. Spuneți-mi, doamna Semeniuc, Maia are 11 ani acum. Totuși sunt animale, ea interacționează cu animale. Imaginez că iubește foarte mult câinii, foarte mult câinii. Dar ce are voie să facă Maia lădăpost și ce nu-i dați voie să facă? Am mai spus, părerea mea este că un copilaș mic nu prea are ce căuta într-un adăpost. Da, poate să aibă un animal de companie dacă părinții au timp pentru asta, dar într-un adăpost, cam după 13-14 ani ar putea intra un copil. Maia este o excepție pentru că iubește foarte mult animalele, dar oricum nu are voie să interacționeze cu toți câinii. Sunt câini cu traume, sunt câini chinuiți, câini accidentați. Și atunci și ea interacționează mai mult cu puii, se joacă cu anumiți căței, bineînțeles că se împrietenește și cu cei mai mari, dar cu anumite restricții. Este un copil. E foarte important. Și asta e bine. Da, e foarte, foarte important pentru un copil să interacționeze cu animale și să învețe lucrul ăsta de mic. Cred că am fi o societate mai bună dacă copiii ar interacționa mai mult cu animalele. Noi acum o să încercăm să dăm o mână de ajutor și noi, pentru că am fost impresionați de pasiunea ta, Maia, cred că ne mai auzi, și de dragostea pe care o porți câinilor abandonați. În primul rând, îi îndemnăm pe toți prietenii necuvântătoarelor care sunt pe frecvență cu noi acum și care ne urmăresc pe Facebook. Deci vă îndemnăm să căutați, să o căutați pe Mona Semeniuc, administratorul adăpostului, dacă vreți să dați o mână de ajutor, fie cu o donație, fie cu voluntariat, că e nevoie. Așadar, prieteni, dacă vreți să ajutați, căutați pe Facebook Refugiul Maidanezilor. E cel mai simplu lucru pe care puteți să-l faceți și acolo aveți toate datele. Chiar în poza de profil, toate datele, conturi, adrese de mail și așa mai departe. Dați și un like paginii respective. Apoi, iată, Maia și doamna Semeniuc, știu că aveți nevoie de reparații la adăpost. Sunt aproape 80 de țarcuri acolo. E mult de lucru. Da. Așadar, cu ajutorul partenerului nostru, OMV Petrom, căruia îi mulțumim pentru sprijinul constant pe care ni l-a oferit în această campanie, oferim ca sponsorizare suma de 15.000 de lei, din care vom lua plăci Tego, adică materiale de construcții necesare reabilitării spațiului care găzduiește animalele, în valoare de 13.000 de lei materialele respective, și hrană pentru animale în valoare de 2.000 de lei. Asta nu e prea mult, dar, mă rog, orice zi în care animalele primesc hrană este o zi câștigată. Deci, mai acasă și masă pentru căței, ce zici? Wow! Mulțumim! Bună, ai auzit? Mulțumim din suflet, mulțumim frumos. Am auzit și bunii, Maia, nu știu dacă te-a auzit pe tine. Maia, să știi că avem un cadou și pentru tine. Am auzit că îți place să pictezi. Din partea noastră, să știi că e un set de pictură pe care, mă rog, o să îl arătăm acum, este pe masă. E un set serios, are stativ, șevalet, mă rog, pânză, canvas, palet, o colecție de 12 pensule, plus acuarele. Sper să te amuze și să te ajute să-ți crești și această pasiune. Și dacă pictezi cățelul tău favorit, ne-ar plăcea să ne trimiți și nouă desenul tău, pictura ta, ca să o atârnăm aici pe un perete la Europa FM. Ce zici, Maia? Da, mulțumesc. Bine, Maia e la școală, are un entuziasm de înțeles. Vă mulțumim foarte mult, Maia.
Și doamna Semeniuc, vă ținem pomnii și sperăm... Mulțumesc, mulțumesc Europa FM, vă mulțumesc din suflet, este un gest deosebit, mulțumesc mult, nu mă așteptam. Vă mulțumesc. Cu mare... mulțumesc și Maiei. Da. Mulțumesc mult. Bun. Mi-au dat lacrimile, sunt impresionată. Vă mulțumesc din suflet. Să rămână cu mare drag, prieteni, dacă vreți să ajutați, intrați pe Facebook, Refugiul Maidanezilor, și de acolo vă descurcați că sunteți sunteți băieți deștepți și fete deștepte. Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.